Din Maramureș. Maramureș. Cunoașteți? Dacă vă rog din suflet, cunoaștem toată inima, puteți să vă rugați pentru mine dacă vă rog din suflet? Da, sigur că da. Ne rugăm pentru oameni. Ce probleme aveți? Aș vrea să vă rugați pentru mine, ca să-mi ierte Dumnezeu și păcatele. Wow! Foarte, foarte multe păcate am făcut și vreau ca să... Numai puțin, vin, un minut. Doriți ca Domnul să vă ierte păcatele? Da, și aș mai dori ca să nu ne păcate Dumnezeu păcatele pe care nu le-am făcut. Sunteți căsătorită? Da, dar nu sunt căsătorită, dar o să urmeze. A, trăiți în concubinaj, așa? Da. Asta se numește păcatul curviei. Da, știu. Pentru că dacă nu ești căsătorită, nu poți să trăiești cu un bărbat. Da? Și aș vrea ca să primește să o vindece de diabetul ăsta, să nu mai sufie de acolo. Cum o cheamă? Sfintea Viorica, să nu mai sufie atâta de eu. Bun, am să mă rog pentru ea acum. Și Dumnezeu ca să facă în bine, să ne înțelegem bine. Scrieți pe aici, aveți o ortie să scrieți. Nu, o foaie. Am văzut, și scrieți, când văd că eu scriu. N-aveți o foaie? Nu. Să scriem, stai să vină, nu e aici, ceva. Pintea Viorica, ziceți că o cheamă? Da, Pintea Viorica. Are de mult un diabetul ăsta și... Pintea Viorica, da? Da, mama s-a făcut și mâinile de mi se rupe inima. Are diabet? Da. Și așa Dumnezeu să fie tot în bucurie însă și să vindece de diabetul. Pentru vindecare. Pentru vindecare. Pentru vindecare, diabet. Diabet. Cum vă numiți? Ramona. Ramona. Și pentru mine ce v-am zis, Dumnezeu să-mi ierte păcatele. Ramona. Pentru iertarea păcatelor, da? Da, și aș vrea să simt că Domnul Iisus să-mi arate o mângâiere pe, așa da. Pe cap, că mă iubește. Să fie în inima mea. Să simt că Domnul Iisus în inima mea. Că iubesc foarte mult. Da, dacă cei care iubesc pe Domnul sunt cei care ascultă poruncile Lui. Da. Noi dovedim că iubim pe Domnul dacă ascultăm de poruncile Lui. Da? Eu ascult ascult. Deci trebuie de luat o hotărâre, o decizie. Da. Nu mai vreau să curvesc, nu mai vreau să trăiesc în curvie, vreau să mă pocăiesc, vreau să îl urmez pe Iisus. Și când tu hotărăști în inima ta să-L urmezi pe Iisus, cu toată inima ta, normal, ce se întâmplă? Nu mai vrei să treci pentru tine, vrei să treci pentru El. Da. Îți dăruiești viața în mâinile Lui. Da, aia. Și după aia intervine botezul în apă. Te botezi în apă pentru că tu vrei să închei un legământ. Vrei să treci pentru Hristos, pentru Iisus, da? Da. Sunteți ortodoxă? Nu, aici la catedrală n-am avut. Catolică sunteți? Da. Catolică. Da, deci este foarte important ca lumea să cunoască adevărul. Pentru că adevărul este cel care te eliberează. Da, știu. Biblia spune așa de frumos, dorința lui Dumnezeu, spune că acesta este un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Da. Este dorința lui Dumnezeu ca tu să fii mântuită și să cunoști adevărul. Da? Acum, în creștinism sunt multe denominații, ortodox, catolic, sunt multe denominații. Da? Da? Toate aceste denominații nu le găsim în Biblie. Dar tu, ca să cunoști adevărul, trebuie să citești Cuvântul lui Dumnezeu ca să știi dacă tu trăiești în adevăr după Cuvântul lui Dumnezeu. Știți poruncile lui Dumnezeu? Le cunoașteți? Da. Le cunoașteți cele 10 porunci? Da. Care sunt? Păi, să nu te apropiești. Da. Să nu înjuri. Uite, citim aici. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumneata, crezi în Dumnezeu. Da. Dar nu ai o relație personală cu Dumnezeu, e adevărat? Da. Și asta înseamnă că nu știi cu adevărat cine este Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu, dar nu-L cunoști. N-ai o relație personală cu El. Da, și aș vrea să-L cunosc. Bun. Ei, așa am fost și eu mulți ani de zile. Nu L-am cunoscut pe Dumnezeu. Am crezut în Dumnezeu, dar nu L-am cunoscut. Și am trăit în păcat. Am curvit, am furat, m-am închinat la chipuri cioplite, la cruci cu o piatră cioplită, zice asta Iisus, mă închinam, îngenuncheam. Dar după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu prin Iisus Hristos și după ce am citit Cuvântul lui Dumnezeu, am realizat că am greșit. Pentru că spune aici Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii. Vezi? Da. Să nu-ți faci chip cioplit aici, așa spune. Da, să nu faci un chip. Știi ce înseamnă să-ți faci un chip cioplit? Ce înțelegi tu prin asta? Să nu te rugi la icoane. Adică, un chip cioplit, o statuie. O statuie, o, da. Cruce cu o piatră pe el. Da. Ăsta e Iisus, asta e Maria. Da. Deci să nu faci acel chip. Da. Să nu te închini înaintea Lui. Asta spune aici Dumnezeu în prima poruncă. Da. Și observăm că sunt multe biserici, aici mai vezi un chip, acolo mai vezi o altul, și oamenii se duc și așa fac, și genunchează, și se roagă înaintea chipului cioplit, ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus să nu, da? Bun. Deci când tu ai păcătuit acest păcat, ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu e gelos pe tine. Spune că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Și atunci ce se întâmplă? Tu trebuie să te pocăiești. Doamne, iartă-mă că am greșit. N-am știut. Dar acum văd că tu vorbești. După aia spune să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău. De câte ori au auzit oamenii, jură, vorbește Dumnezeu, nu? Ia, da? După aia spune adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua 7 este ziua de sabat, deci o zi în care tu să-ți durești timpul lui Dumnezeu. Astăzi, ultima zi din săptămână, da? Da. Sabat? Acum este duminica, da. Dar la evrei este tot sâmbătă. Da. Să ai o zi în care tu să-ți dedici timpul lui Dumnezeu. Doamne, astăzi gândul meu să fie la Tine, vreau să meditez, vreau să meditez la cuvântul Tău, vreau să mă rog, vreau să merg la biserică, să prezența Ta, da? După aia spune, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să cinstești părinții. De multe ori părinții, copiii zic, mă, uite ce mi-a făcut tata, uite ce mi-a făcut mama. Și copiii sunt nervoși pe părinți, sunt răniți în inima lor și e greu să cinstească. Da? Dar spune cuvântul, să cinstim. Da? După aia spune să nu ucizi. Iisus zice, s-a spus în vechime să nu uciți că veți fi judecați, dar eu vă spun că dacă cineva urăște pe fratele lui, va fi judecat. Da. Oamenii se ucid din cauza că se urăsc unul pe altul. Pe altul, da. Deci un om, dacă urăște pe altul, e păcat. Da. E ca și cum ar fi un ucigaș. Da. Apoi spune,
să nu comiți adulter. Da? Ce înseamnă aia? Înseamnă, dacă tu ești măritată, nu te duci cu alt bărbat. Da? Nu te despari de unul și te duci, te măriți cu altul. Sau nu te măriți cu cel despărțit. Da? După aia spune să nu furi. Știm cu toții ce înseamnă a fura, să iei ceva ce nu-ți aparține de la altcineva, da? Să nu aduci mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Da. Nu? Mărturie mincinoasă. De exemplu, vorbești pe unul, vorbești pe un vecin, la altul. Uite ce-a făcut ăla. Dar poate nu e adevărat. Da. Tu-l vorbești pe la spate. Depui o mărturie. Mărturia poate să fie adevărată sau falsă. Cel care te ascultă, el trebuie să descopere, mă, oare adevărat ce o zis femeia asta sau nu. Nu? Deci e bine să nu vorbești pe alții de rău. După aia zice, să nu poftești casa aproapelui tău. Ai văzut? Să nu poftești soția aproapelui tău. Nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. A pofti. Nu? Vezi ceva la cineva, măi, ce-aș vrea eu să am viora aia sau chitara aia. Deci poftești un lucru, îl dorești. Și de asta ajung oamenii să fure unul de altul. Deci, potrivit poruncii lui Dumnezeu, descoperim că noi am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Când noi ne uităm la poruncile lui, noi deja descoperim, mă, am păcătuit. Ce să fac? Și atunci, Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a murit pentru acești oameni care au încălcat poruncile lui Dumnezeu. Iisus a venit să le împlinească, a venit să fie jertfă pentru păcatele noastre. El a fost numit Mielul lui Dumnezeu, care ia păcatele lumii. Și prin Iisus Hristos noi primim iertare, noi primim vindecare și noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, prin credința în jertfa Lui pe cruce. Și când tu crezi lucrul acesta, că Iisus a venit să plătească pentru păcatul tău, și tu crezi cu adevărat că El este drumul spre Rai, că a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Da? Urmați-mă, așa spune Domnul. Ca noi să-L urmăm, prima dată trebuie să ne mărturisim păcatele. Doamne, te rog, iartă-mă că am păcătuit. Iar apoi vine botezul în apă. Asta ce înseamnă? Confirmi, mărturisești cu gura ta, El este Domnul meu. Pentru El vreau să trăiesc. El este Dumnezeul meu. Și atunci mergi la botezul în apă și de acum începi o viață nouă cu Iisus. Iei Biblia, o citești, Evanghelia lui Matei, al lui Marc, al lui Luca, al lui Ioan, epistolele, și așa înveți tu să mergi pe un drum cu Iisus, ascultând de Evanghelie. Da? Și de asta eu zic că am fost ortodox, dar acum am pocăit. Pentru că am cunoscut adevărul. Iisus a venit să cheme oamenii la pocăință. Pocăința înseamnă să recunoști că ai greșit, să recunoști că ești un păcătos și să îți ceri iertare. Da? Și să mergi pe un drum cu Iisus. Pentru că omul nu se poate pocăi din puterile lui. Omul are nevoie de cel care dă putere. Omul are nevoie de Iisus, cel care îi eliberează. Vezi un om care fumează. A început cu o țigară, un pachet și acum a ajuns și un drogat. Da. Tu îi zici la om, nu te mai droga. Ăla nu poate prin puterea lui. Că e slăbănog, e obsedat. De asta are nevoie de Iisus. Iisus este cel care eliberează, este cel care vindecă, este cel care dă putere. Da, să ne mai târziu. Am fost și eu un drogat, am fost și eu un fumător, dar Iisus mi-a dat putere și m-a eliberat. Asta este vestea bună a Evangheliei. Iisus ne ajută să ne pocăim. Iisus ne ajută să mergem pe calea cea dreaptă. Tu vrei să iei această hotărâre? Să-L urmezi pe Iisus? Da. Închide ochii și roagă-te cu mine. Da. Sfinte Tată, Sfinte Tată, cred că mă iubești. Cred că mă iubești. Cred că ai trimis pe Iisus, cred că l-ai trimis pe Iisus în această lume. În această lume. Să moară pentru păcatele mele. Să moară pentru păcatele mele. Astăzi recunosc. Astăzi recunosc. Sunt un păcătos. Că sunt un păcătos.
Doamne Iisuse, te rog iartă-mă. Doamne Iisuse, te rog frumos, iartă-mă. Nu vreau să merg în iad. Nu vreau să merg în iad. Vreau să vin în rai. Vreau să mă duc în rai. Atunci când voi muri. Atunci când voi muri. Vreau să mă iei cu tine. Astăzi, recunosc. Recunosc. Tu ești Domnul meu. Tu ești Domnul meu. Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Te rog, vino în inima mea. Te rog, vino în inima mea. Te primesc. Te primesc. Ca Domn și Mântuitor. Ca Domn și Mântuitor. Amin. Amin. Aleluia. Slăviți să fie Domnul. Da. De astăzi înainte, mărturisesc că păcatele tale sunt iertate. Biblia spune felul următor. Atunci când Iisus a făcut ucenici și i-a trimis să vestească Evanghelia, El le-a dat autoritate și putere. Potrivit autorității lui Dumnezeu, potrivit cuvântului Său, care spune în felul următor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. A suflat peste ei și le-a zis, primiți Duhul Sfânt. Celor cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Astăzi, păcatele tale sunt iertate în numele lui Iisus Hristos. El mi-a dat mie autoritate să iert păcatele oamenilor. Și pe cei pe care eu îi iert, El îi iartă. Pentru că așa cum l-a trimis pe Iisus, așa Iisus m-a trimis pe mine. Rodica? Ramona. În această zi, păcatele tale sunt iertate. În această zi, Domnul Iisus se va atinge de viața ta și de astăzi înainte, El va fi păstorul tău. El va fi cel care te va conduce pe drumul vieții. Iisus te va vindeca, îți va da putere, te va elibera de orice stăpânire demonică, de orice duc satanic. Iisus îți va da biruința și El va lumina peste tine. El te va boteza cu Duhul Sfânt ca tu să descoperi lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine. Aleluia! Mă rog pentru tine în numele lui Iisus. Poți să mă rog? Da, te rog, Iisus. Aleluia! În machia basandarabas. Doamne, Sfinte Tată, mă rog pentru Ramona, ca Tu, Doamne, să o botezi cu Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Tată, că Tu ai iertat-o. În această zi ai dat dreptul să devină o fiică a Ta. Așa cum spune Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 12, toți cei care L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ți-a dat dreptul să devii o fiică a Lui Dumnezeu. Mărturisesc că păcatele tale sunt iertate. Și mărturisesc că de astăzi înainte, Iisus Hristos va fi conducătorul vieții tale. El te va călăuzi, te va vindeca, te va împuternici, îți va da putere, te va elibera, te va proteja. În numele lui Iisus Hristos, aleluia, poruncesc ca orice putere demonică, orice duc satanic să se îndepărteze din viața ta, în numele lui Iisus Hristos de Nazaret. Aleluia! Malia brasanderebo, makala bashanda. În numele lui Iisus Hristos, fie ca puterea lui Dumnezeu să fie peste tine, Duhul Său cel Sfânt, să fie peste viața ta, peste inima ta, să te călăuzească, să te transforme, să-ți dărească dragostea cerească, să fii plină de dragoste. Aleluia! În numele lui Iisus Hristos, Maria Bașandaraba Curia, aleluia! În numele lui Iisus Hristos, fie ca Dumnezeu să lumineze peste tine, fie ca Dumnezeu să te călăuzească, să-ți dea biruință în numele lui Iisus Hristos. Amin. 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 Aleluia. Dumnezeu să te binecuvinteze, Ramona, ne mai vedem cu ajutorul Domnului. Cât de minunat este Dumnezeu. Ce mare este Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic,
care schimbă viețile oamenilor. O Dumnezeu care vrea să mântuiască. Biblia spune că Dumnezeu nu dorește ca niciunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu vrea să te pocăiești în această zi de faptele rele pe care le-ai făcut. Dar trebuie tu să iei această decizie. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, dacă vrei să-ți mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu, dacă vrei să fii iertat, Biblia spune la Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, de la versetul 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Eu n-am crezut lucrul acesta. Niciodată n-am crezut că Dumnezeu mă iubește. Pentru că am fost un om rău care am făcut multe păcate. Și eu am considerat că Dumnezeu mă urăște. Mi-aduc aminte, lucram la catedrale, când eram mai tânăr, și vinerea, când se termina munca, sâmbăta mergeam și beam. Iar seara intram în catedrală și îl înjuram pe Dumnezeu. N-aveam pace cu Dumnezeu, eram nervos cu El. Și n-am crezut că Dumnezeu mă iubește, eu știam că El mă urăște. Crezi că Dumnezeu te iubește? Dumnezeu nu urăște lumea. Haleluia! Nu urăște lumea. Adevărat! Și nu face diferență de oameni. Amin! Slăviți să fie numele Domnului! Vreau să vă spun... Mi-a dat o carte de vizită? Nu am. La care biserică se întâmplă la oameni? Vin de la Londra aici. Din Londra? Da. Foarte bine. Pentru unul ca tine, pentru unul ca doamna aceea, pentru toată lumea. Aleluia! Vreau să vă spun în felul următor. Când am citit Biblia la Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Dumnezeu te iubește. Și așa de mult te iubește încât Iisus Hristos a venit pe pământ să plătească prețul păcatului tău. Un om când comite o crimă are un preț de plătit. Ce se întâmplă când un om comite o crimă? Poliția îl arestează, îl duce la tribunal și acolo va fi judecat să plătească prețul pentru crima care au comis-o. Iar când vei ajunge la acel tribunal, nu va veni nici tatăl tău, nici mama ta, nici unul dintre membrii familiei nu va veni să plătească pentru tine. Toți te vor părăsi, judecându-te că ai fost rău. Și nimeni nu-ți va arăta milă. De asta sunt pușcării și acolo sunt oameni care stau în închisoare pentru că au comis o crimă și ei plătesc prețul acela. Dar vreau să vă spun un lucru. În această lume este o lege. În orice țară mergi, trebuie să respecti legea. Dacă calci legea, comiți o crimă, vei fi arestat, vei fi judecat și vei plăti prețul. Dar și Dumnezeu a dat o lege. Cele 10 porunci. Și vreau să vă citesc legea pe care Dumnezeu a dat-o. Dar mai întâi de asta vreau să spun. Când tu încalci legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, comiți o crimă. Iar în momentul acela se întâmplă că vei fi judecat în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu. Vei fi judecat după faptele pe care le-ai comis. Faptele bune se întorc. Știi ce se întâmplă când vei fi judecat înaintea lui Dumnezeu pentru crima care ai comis-o? Iisus a spus că focul veșnic, iadul, a fost pregătit pentru Satana și pentru îngerii lui, pentru cei care săvârșesc nelegiuirea. Iată prețul pe care îl plătesc cei care au săvârșit nelegiuirea și au comis o crimă înaintea lui Dumnezeu.
ei vor merge în focul veșnic. Dar este o veste bună. A venit Iisus pe acest pământ ca să plătească pentru prețul tău, ca să plătească pentru păcatul tău. A venit Iisus pe acest pământ ca tu să fii liber, să nu ajungi în ziua judecății. Biblia spune că Dumnezeu a trimis pe Iisus nu să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Așa e că este bun Dumnezeu. Iisus a venit să te mântuiască, n-a venit să te condamne. Iar când a văzut Ioan Botezătorul pe Iisus, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, jertfa de ispășire pentru păcatele omenirii. Iată, măi frate, Iisus Hristos este avocatul nostru. Așa spune Sfântul Apostol Ioan. Dacă citim în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, capitolul 2, versetul 1. Spune în felul următor: vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El însuși este propițierea pentru păcatele noastre, și nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El spune că avem un mijlocitor, avem un avocat, se numește Iisus Hristos. Dacă tu ai păcătuit, vreau să spun astăzi că Iisus Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. El este avocatul tău. Vedeți dumneavoastră, dacă vedem viața pe pământ, fiecare criminal îi se dă un avocat ca să reprezinte înaintea lui judecătorului. Dar pe acest pământ avocatul îți spune doar drepturile pe care le ai potrivit legii. Acest avocat pe pământ nu va fi ispășitor pentru păcatele tale. Dar Iisus nu este doar un avocat. El este ispășitorul pentru păcatele tale. Iar astăzi vreau să spun: Iisus te iartă. Dumnezeu te iartă de păcatele tale. Casa mea este în ceruri. Voi merge atunci când va veni vremea. E prea devreme. Iisus a spus în felul următor. Pacea Domnului. Iisus a spus: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Vă duc și vă pregătesc un loc. Iată, dacă tu conștientizezi că ai o casă în ceruri, de ce te chinui să-ți construiești o casă pe pământ? Iisus a dat un exemplu despre un om bogat care avea proprietăți și era bogat. Și omul acesta a venit la Iisus și l-a întrebat: ce bine să fac ca să am parte de viața veșnică? Iar Iisus i-a spus: păzește poruncele și vei trăi. Acest om a spus: tot ce spune Dumnezeu fac, lipsește ceva. Acest om a fost mândru. El a crezut că îl poate cumpăra cu Iisus, pe Iisus cu bani. Era foarte bogat. El a spus că el păzește poruncele lui Dumnezeu. N-a încălcat nicio poruncă. Dar totuși are tupeul să-l întrebe: mai lipsește ceva? Și iată ce spune Domnul Iisus: dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai și dă la săraci. Omul acesta a întors spatele și a plecat supărat. El nu și-a dorit viață veșnică. Dacă el și-ar fi dorit viață veșnică, ar fi ascultat de îndemnul Mântuitorului. El a vrut doar să afle ceva de la Iisus. A vrut doar să-l pună la încercare. Vedeți dumneavoastră, fraților, poate că omul acesta n-a știut că va fi ultima zi în viața lui pe pământ. Și iată că a venit la Iisus ca să-l întrebe: ce bine să fac ca să am viață veșnică?
Ce bine să fac ca să am viață veșnică? Iisus i-a dat un răspuns: vinde tot ce ai, dă la săraci. Ce descoperim aici? Dumnezeu iubește săracii. Dumnezeu a ales săracii acestei lumi să fie bogat în credință. De multe ori te întreb, unde e Dumnezeul meu? Sunt sărac, amărât, lipit pământului. Unde e Dumnezeul meu? Vreau să spun că Dumnezeu nu te-a uitat. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te dorește. Iisus a venit și a spus oamenilor: nu vă îngrijorați cu ce vă veți îmbrăca, ce veți mânca sau ce veți bea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate lucrurile vă vor fi adăugate. Toate lucrurile vă vor fi adăugate, dar mai întâi să-L cauți pe Dumnezeu. Am spus-o de multe ori și o zic și astăzi. Un om fără Hristos este un om fără casă. Am fost câțiva ani fără casă, copilul străzii, și atunci când Iisus a intervenit în viața mea, El mi-a schimbat destinul, mi-a schimbat situația și mi-a spus: am o casă pentru tine în locuința cerească. Vedeți, fraților, nu este o bucurie mai mare ca tu să știi că ai o casă în locurile cerești, o casă pregătită de Dumnezeu. De ce să te chinui aici pe pământ să-ți construiești o casă? Era o femeie care a lucrat 30 și ceva de ani și a adunat toți banii să cumpere o casă. Asta a fost fericirea ei. A cumpărat această casă, iar după o săptămână a murit. Și la cine a rămas casa? Vedeți, fraților, Iisus a venit să ne vestească vestea bună a Evangheliei. El a venit să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram să iasă din casa tatălui său, din țara lui, Biblia spune că Avram, prin credință, a ieșit din casa lui, prin credință a plecat fără să știe unde merge, căci el căuta o cetate cerească, care era construită de Dumnezeu însuși. Viața pe pământ e foarte scurtă și Dumnezeu dorește ca tu să fii mântuit. Dumnezeu dorește ca tu să cunoști adevărul. Dumnezeu dorește ca tu să te pocăiești astăzi. Cineva mi-a zis: pentru ce să mă pocăiesc? Pentru ce păcate? Prietene scump, atunci când tu încalci 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat, înseamnă că păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Prima poruncă spune Dumnezeu: să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Pe acest pământ sunt multe religii și mulți Dumnezei. Dar vreau să spun, este un singur Dumnezeu care dă viață. Și mulți nu-L cunosc. Este vremea să-L cunoști pe Dumnezeu. Am crezut în Dumnezeu de când eram copil, dar nu L-am cunoscut. În ziua în care am vrut să mă sinucid, pentru că eram sub influența drogurilor, am făcut cu Dumnezeu un pact, un legământ. Am zis: Dumnezeule, dacă Tu existi, vreau să văd lucrul acesta. Dacă Tu nu existi, eu vreau să mor. Mă sinucid. Nu mai vreau să trăiesc pe acest pământ fără Tine. Dumnezeu a avut milă de mine și nu m-a lăsat să mor. Am spus în felul următor: Dumnezeule, dacă Tu existi,
Deschide cerul acesta pentru mine. Să văd un cerc mare senin. Dacă tu existi, poți face lucrul acesta. Și am hotărât să îngenunchez înaintea lui Dumnezeu și să mă rog. Am îngenuncheat înaintea lui Dumnezeu și am chemat numele lui Iisus Hristos pentru prima dată în viața mea. La 6 dimineața în 2007. Prietene drag, vreau să spun, Biblia spune la Evanghelia, la Cartea Romanilor, capitolul 10, versetul 13, că oricine va chema numele lui Dumnezeu va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Am chemat numele lui Iisus Hristos și în momentul acela Dumnezeu mi-a atins inima și am avut o vedenie. L-am văzut pe Iisus pe cruce, plătind pentru păcatul meu și a întregii lumi. Atunci am realizat cât de mult Dumnezeu mă iubește. Iisus Hristos a plătit pentru păcatele mele. Dacă ai vedenie, du-te la psihiatrie. Și vreau să vă spun că având această vedenie, am descoperit dragostea lui Dumnezeu pentru omenire. Mi-am mărturisit păcatele și l-am acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Prietene drag și scump, soră și frate, Iisus Hristos m-a salvat. Nu m-a lăsat să mă duc în iad. Nu m-a lăsat să mor. M-a salvat. În acea dimineață am strigat la cerul și m-am rugat cu toată puterea mea, mărturisindu-mi păcatele. L-am acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Am crezut că El este Dumnezeu și L-am primit în inima mea. Pentru mulți ani am crezut în Dumnezeu, dar n-am avut o relație personală cu Dumnezeu. Dar iată, L-am văzut pe Iisus. Și când L-am văzut pe Iisus, L-am cunoscut pe Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu era în Hristos Iisus, împăcând lumea cu Sine însuși. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când noi păcătuim, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Acum 2021 de ani, Iisus a rugat pentru noi pe cruce: Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. De acum 2000 de ani și până în ziua de astăzi, Dumnezeu iartă pe cei pe care se pocăiesc. Dumnezeu salvează sufletele celor care se umilesc înaintea Lui. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar dă har celor care se umilesc, care se smeresc. Asta înseamnă să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatele, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să recunoști că ai păcătuit și să-ți ceri iertare. Să-ți ceri iertare și să spui: Doamne, iartă-mă și pe mine, păcătosul. Am nevoie de Tine, Doamne. Mi-am cerut iertare în 2007. Mi-am mărturisit păcatele plângând la 6 dimineața în genunchi. Am plâns lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ai milă și de mine, Doamne, nu vreau să merg în iad. Cred că Tu, Iisuse, ai plătit pentru păcatul meu. Dragul meu, vreau să spun că Iisus mi-a dăruit viața, m-a salvat și m-a schimbat. Mi-a dorit o speranță,
Eram un drogat, eram copilul străzii, dar Iisus mi-a schimbat viața și destinul. Am ajuns prin Londra, prin Anglia, am pierdut locul de muncă și am ajuns copilul străzii, un drogat. Dar Iisus mi-a schimbat destinul, mi-a schimbat viața. Astăzi sunt un om binecuvântat, un om schimbat. Iisus m-a eliberat de sub influența drogurilor. Iisus m-a vindecat și m-a eliberat de sub influența alcoolului și a țigărilor. Iisus m-a eliberat de duhul acela de curvie. Astăzi Domnul Iisus te poate elibera, dar trebuie să vii la El. Trebuie să-ți dorești și tu lucrul acesta. Să spui: Doamne Iisuse, vreau să fiu liber. Ai milă de mine, Doamne. A venit din Anglia în România special pentru tine. A venit aici pentru că știu că Dumnezeu iubește România. Și știu că Dumnezeu are plan pentru România. Dar mai întâi de toate, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Căci eu știu planul care l-am cu privire la tine, spune Domnul. Plan de pace și nu de rău. Să-ți dau un viitor și o speranță. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine. Să-ți dea un viitor și o speranță. Nu sunt aici să judec, pentru că unul singur este judecătorul, Iisus Hristos. El este Cel care va judeca vii și morții. Eu sunt aici să-ți aduc o veste bună, să îți spun că Dumnezeu te iubește și dragostea Lui s-a făcut cunoscută. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele tale. Iar astăzi tu vei fi iertat. Dacă îți vei mărturisi păcatele și îți vei cere iertare, astăzi Domnul Iisus te iartă. Astăzi Domnul te va mântui. Citesc din cartea lui Ieremia, prorocului Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Căci eu cunosc planurile pe care le am față de voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema, veți veni și vă veți închina mie și eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima voastră. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea o speranță și un viitor. Dar trebuie să-L chemi din toată inima ta. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta. Iar atunci îl vei găsi pe Dumnezeu. Dacă tu îl cauți cu toată inima ta pe Dumnezeu, îl vei găsi. Sunt oameni care merg să locuiască în munți ca să-L caute pe Dumnezeu sau să fie aproape de Dumnezeu, ca să nu fie în lume, ca să nu fie ispitiți, ca să nu păcătuiască. Dar vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos a trimis pe ucenici în lume, nu i-a trimis în munți să se ferească de lume. Iisus i-a trimis în lume să vestească Evanghelia, să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor. Iisus le-a dat putere să rabde orice ispită. Pentru că spune: binecuvântați sunt cei care rabdă până la sfârșit, căci ei vor fi mântuiți. Ca tu să rabzi ispita, ai nevoie de putere. Eu am fost ispitit de multe ori, eram un om slab, nu puteam să rabd ispita.
mă drogam, fumam, curveam. Dar atunci când Iisus Hristos a intervenit în viața mea, mi-a dat putere ca să rab dispita. Ei, nu trebuie să fug în munți, nu trebuie să mă duc în munți, pot să fiu aici între lume și pot să rab dispita, pentru că Iisus a dat această putere și autoritate. Dacă eu aș merge în munți, cine va vesti la voi Evanghelia? Dacă eu aș fugi de voi, cine v-ar chema la pocăință? Vreau să vă spun că în 2007, în 2005, Dumnezeu m-a chemat la pocăință. A spus, pocăiește-te că vine sfârșitul. Asta a spus Dumnezeu. Eram în casa tatălui meu și am avut un vis. În visul acesta Dumnezeu mi-a spus că vine sfârșitul să mă pocăiesc. Citind cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia lui Matei, capitolul 10, iată ce spune Mântuitorul. Ce vă spun eu în întuneric, voi spuneți în lumină. Și ce auziți șoptindu-se la ureche, predicați de pe acoperișul caselor. Iată, am auzit șoptindu-se la urechea mea, dar a fost mai mult decât o șoaptă. A fost cuvântul lui Dumnezeu care m-a scuturat. M-a înfricat. Pocăiește-te, că vine sfârșitul. Datoria mea față de Dumnezeu este să spun ție astăzi, pocăiește-te, că vine sfârșitul. Pocăiește-te, că vine sfârșitul. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți recunoști păcatele care le-ai făcut. Dacă Dumnezeu a spus să nu furi și tu ai furat, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu și înaintea acelui om. Dacă Dumnezeu spune să nu poftești casa apropiului tău sau soția lui, niciun lucru care este al apropiului tău, să nu poftești. Iar dacă tu ai poftit, ai păcătuit. Dacă Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a vreunui lucru care este în cerul sau pe pământ, și tu ți-ai făcut o cruce și ai cioplit o piatră și ai pus-o acolo sus pe cruce și spui, ăsta e Iisus. Tu deja ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a vreunui lucru care sunt în cerul sau pe pământ. Sunt așa de multe motive pentru care tu trebuie să te pocăiești. Apoi spune să nu ucizi. Iisus a venit și a spus celor care l-ascultau. S-a spus în vechime să nu ucizi, că veți fi judecați. Dar eu vă spun că cel care urăște pe fratele său va fi judecat. Din cauza că oamenii se omoară unul pe altul, este din cauza că se urăsc unul pe altul. Prima dată intervine ura. Ca tu să ai motiv să omori pe cineva, trebuie să urești acea persoană. Dumnezeu nu ne cheamă să ne urâm unul pe altul. Dumnezeu ne cheamă la dragoste, să ne iubim unul pe altul. La aceasta ne cheamă Dumnezeu, să ne iubim unul pe altul. Și acum te întreb, ai dragoste în tine? Ai curajul să iubești pe cineva? Sau tu ai devenit un judecător? Este vremea să te oprești.
și să te rogi la Dumnezeu: Doamne, iartă-mă și pe mine, păcătosul. Ajută-mă să iert. Cel ce judecă pe altul se judecă, se condamnă pe sine însuși. Am înțeles că oamenii sunt foarte buni judecători. Le place să judece după înfățișare, după fapte, și judecă tot timpul și condamnă. Observăm în cuvântul lui Dumnezeu, era o femeie care a comis adulter. A fost găsită prinsă în faptă când se culca cu acel bărbat. Și oamenii ăștia religioși, conducătorii ăștia, preoții, farisei și cărturarii, au adus pe această femeie la Iisus și a spus: trebuie să omorâm, tu ce zici? Pentru că a comis adulter și Moise în lege ne spune să omorâm pe cei care comit adulter. Dar tu ce zici? Biblia spune că ei au vrut să-i ispitească pe Iisus, să mai găsească și la el un motiv ca să-l judece, să-l condamne. Dar iată ce le-a spus Iisus: cel care este fără de păcat între voi, să ia piatra și să arunce în ea. Oamenii aceștia s-au uitat la viețile lor și au descoperit că sunt niște păcătoși. Au plecat și femeia a rămas singură cu Iisus. Oamenii aceștia au recunoscut că sunt păcătoși. Tu, dacă ești un om păcătos, de ce judeci pe altul? De ce condamni pe altul? Și iată cum Iisus le-a schimbat gândurile lor. Iată cum Iisus a venit să schimbe viața omului pe pământ. I-a spus la această femeie: nici eu nu te condamn. Du-te și nu mai păcătui. Vedeți, dumneavoastră, când citesc Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este pentru mine să-L cunosc pe Dumnezeu, ca să învăț ceva din această carte. Dumnezeu mă învață din această carte ca să am dragoste față de cei din jurul meu. Nu este o dragoste mai mare ca aceasta, ca un prieten să-și dea viața pentru prietenul său. Dar Iisus Hristos și-a dorit viața pentru noi. Iată ce prieten mare avem. Iisus i-a numit prieteni pe cei care l-au urmat, pe ucenicii lui. Zice: voi sunteți prietenii mei. Nu am nimica ca să ascund față de voi. Un prieten nu are secrete. Iisus a venit să ne arate, a venit să împărtășească cu noi gloria lui Dumnezeu. Iisus nu are secrete. El a venit să ne vorbească despre împărăția cerească. El a venit pe pământ ca să pregătească pe om pentru împărăția cerurilor. Asta este misiunea pentru care Iisus a venit pe pământ. Pentru că Dumnezeu iubește creațiunea Lui și Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Nu este de ajuns ca să fii un om religios să spui că eu sunt cu tare și cu tare. Nu este de ajuns. Ceea ce dorește Dumnezeu de la tine este să cunoști adevărul, să-L cunoști pe Iisus. Dacă tu nu-L cunoști pe Iisus pe acest pământ, s-ar putea să te trezești că vei închide ochii pentru totdeauna și îl vei cunoaște în ziua judecății, când El îți va spune: depărtează-te de lângă mine, lucrător fără de legii. Nu aștepta clipa aceea când vei închide ochii pentru totdeauna. Vino la Iisus astăzi ca să-L cunoști, să fie păstorul tău, să fie conducătorul vieții tale. Vino la Iisus astăzi să primești iertare și mântuire. Iată ce spune El la Evanghelia lui Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
Iisus este Cel care îți dă odihnă. Vino la El. Am observat că pe vremuri când eram copil mergeam în cimitir. Și acolo când mergea popa cu mortul să-l bage mormânt, scria pe piatră: Dumnezeu să te odihnească. Să te odihnești în pace. Frate, omul nu se mai odihnește după ce moare. Biblia spune că un om fără Hristos este un om fără odihnă. Iisus a spus: vină la mine și îți voi da odihnă. Un om care nu trăiește cu Hristos pe acest pământ nu are cum să primească odihnă. Nu are cum. Observăm pe acel bogat care a trăit o viață în lux, se îmbrăca frumos, strălucitor. A fost un om sărac la poarta lui și Biblia spune că acel om sărac aștepta să se hrănească cu fărâmiturile care cădea de la masa bogatului și n-a primit nimic. Săracul acesta nu a cerșit bani de la bogat. Nu a cerșit pâinea din mâna lui. Biblia spune că săracul aștepta să se hrănească cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului și n-a primit nimic. Și Biblia spune că a venit ziua când bogatul a murit, a fost luat și dus în iad, în Hades, în foc. Și a murit și săracul, a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avram, în rai. Și bogatul se uita din iad și îl vedea pe sărac în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo spune că între iad și rai era o prăpastie mare. Nu putea să treacă de la unul la altul. Și bogatul striga la părintele Avram: spune acestui sărac să vină să-mi aducă un pic de apă, că nu mai pot în văpaia asta de foc. Și părintele Avram îi spune: amintește-ți, omule, că în viața ta pe pământ le-ai primit pe cele bune, dar omul acesta le-a primit pe cele rele. E acum el este binecuvântat, iar tu ești persecutat în suferință veșnică. Vedeți, eu când citesc această Biblie, eu învăț ceva. Viața pe pământ e scurtă și e plină de necazuri. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a suferit, un om care n-a păcătuit, un om care a făcut bine la alții, un om care a înviat și morții, un om care a vindecat orbii, un om care a căutat pe cei necăjiți și le-a oferit o speranță și un viitor. Și totuși, Iisus a suferit. Cu toate că a făcut bine, a suferit. L-au pus pe cruce. Știi de ce? Să se împlinească Scriptura. Să se împlinească Scriptura. De asta a fost pus pe cruce. Ca Scriptura să fie împlinită. Dumnezeu a cunoscut ce este în inima omului. Dumnezeu a știut dinainte ce va face omul. Pentru că din grădina Edenului, atunci când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a știut ce va urma. A știut. Vedeți, frați și surori, dragi prieteni, Biblia spune în cartea Genesis că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ. Pentru că în fiecare zi gândurile lui erau rele, întocmite spre rău. Oamenii erau foarte nelegiuiți și făceau mult rău. Și această nelegiuire s-a ridicat la cer. Și Dumnezeu a venit, a coborât pe pământ ca să distrugă creațiunea lui. Din cauza că omul era rău.
Vedeți, frați și surori, Iisus ne spune același lucru. Cum a fost pe vremea lui Noe, așa va fi și la venirea mea. Oamenii vor fi plini de răutate, se vor destrăbăla, se vor veseli și va veni ceasul când nimeni nu se va aștepta. Vreau să spun că Iisus Hristos vine curând. A venit prima dată pe pământ, a făcut bine omenirii, i-a învățat pe oameni calea lui Dumnezeu, i-a vindecat pe bolnavi, a vindecat pe cei care au avut nevoie de vindecare și totuși oamenii s-au întors împotriva Mântuitorului și l-au dat să fie batjocorit și l-au pus pe cruce să fie crucificat. Știi ce a spus Iisus când apostolii au vrut să-l apere? Când Petru, apostolul Petru, a luat sabia ca să-l apere pe Iisus, i-a zis: pune sabia la loc, că cei care scot sabia vor muri de sabie. Crezi că n-aș putea să mă rog Tatălui să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? Știi ce înseamnă 12.000 de legiuni de îngeri? Dacă ai făcut armata, o legiune face 6.000 de oameni. O legiune. 12.000 de legiuni, 72.000. Dar aici vorbește de îngeri. Biblia spune că un înger al lui Dumnezeu a omorât 150.000 de oameni care făceau rău ca să apere pe poporul lui Dumnezeu. Deci un înger al lui Dumnezeu poate nimici 150.000 de oameni. 12.000 de legiuni de îngeri poate nimici întreg globul pământesc. Iată ce a spus Iisus: dacă eu vreau să mă rog Tatălui, El mi-ar trimite 12.000 de legiuni de îngeri. 12 legiuni de îngeri. Asta ce înseamnă? Înseamnă că omenirea va lua sfârșit. Dar El nu s-a rugat pentru asta. El nu s-a rugat Tatălui ca să trimite îngerii să nimicească pe oameni de pe pământ. El s-a rugat Tatălui ca să ierte pe oameni. Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Iisus a știut un lucru. Oamenii au fost orbi pentru că Satana, diavolul, i-a orbit. De asta Iisus s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Iisus a știut că oamenii au fost orbiți de cel rău, de diavolul. Apostolul Pavel spune în epistola lui, spune că Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Aici se referă la Satan, Dumnezeul veacului acestuia. Diavolul are un singur veac, veacul acesta. Iar apoi când va veni Domnul Iisus cu îngerii lui și diavolul va fi trimis în iadul cu foc, va fi terminat pentru veșnicie. Va pieri și va suferi pentru veșnicie cu îngerii lui. De asta Iisus a rugat pe cruce și a spus: Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Pentru că oamenii au fost orbiți de diavolul. Ce face diavolul? Diavolul te face să minți, diavolul te face să omori, diavolul te face să urăști oamenii. Asta e lucrarea diavolului. Diavolul este cel care adună pe oameni la război, la mânie. Și de asta Iisus a rugat pe cruce: Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Astăzi vreau să spun
că tu poți să fii acea persoană care să fie iertată. Înțeleg și știu că ai păcătuit, ai mințit, ai curvit, ai furat, nu ai cinstit pe părinți, ți-ai făcut chipuri cioplite, te-ai închinat la chipuri cioplite. Dar vreau să spun, astăzi Dumnezeu te iartă. Astăzi poți să fii iertat. Dar trebuie și tu să vrei lucrul acesta să fii iertat. Trebuie și tu să-ți dorești acest lucru ca să fii iertat. Dumnezeu te iartă. Dumnezeu te vindecă. Astăzi este ziua ta ca să fii iertat. Întrebarea este, vrei să te împaci cu Dumnezeu? Vrei să ai parte de viață veșnică? Crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine pe cruce? Crezi că Iisus Hristos s-a rugat de pe cruce pentru tine? Dacă crezi lucrul acesta, acum este timpul tău să spui da lui Iisus, nu la Satan. Să spui da lui Iisus. Să spui nu păcatului. Iisuse, de astăzi vreau să trăiesc pentru tine. Trebuie să hotărăști, frate, pentru cine vrei să trăiești. Pentru cine? La cine vrei să slujești? Iisus a spus că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți să slujești la Dumnezeu și la diavolul în același timp. Trebuie să hotărăști cui vrei să slujești. Cui vrei să slujești? Iisus a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Evanghelia lui Luca, capitolul 9, versetul 35. E vânt, mai plouă, mai iasă soarele, dar noi citim cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul. Evanghelia lui Luca, capitolul 9, versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Iată ce spune Mântuitorul. Dacă dorește cineva, Iisus nu forțează pe nimeni. Iisus îți dă libera alegere. Pentru că Dumnezeu este dragoste și El îți dă libera alegere. Iau decizie astăzi. Poate mâine va fi prea târziu. Astăzi ai ocazia să iei o decizie.
Vrei să-L urmezi pe Iisus? Vrei să-ți spui da lui Dumnezeu și nu la diavolul? Vrei să te oprești din nebunia ta? Vrei să te oprești să nu mai minți? Vrei să te oprești să nu mai depui mărturie falsă împotriva propriului tău? Vrei să te oprești din păcatul tău? Iisus te va ajuta. El este ajutorul nostru. Pentru aceasta a venit pe pământ, să ne ajute, să ne pocăim. Fără El nu poți face nimic prin puterele tale. Ai nevoie de Iisus. El este ajutorul tău în timp de necaz. Am în această mână o Biblie. Credeți-mă, s-a întâmplat că am aruncat Biblia la gunoi. Dar am luat-o înapoi. Pentru că Îngerul Domnului mi-a spus, este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Sunt multe universități, sunt mulți studenți în această lume. Dar întrebarea este, vrei să fii un student al cuvântului lui Dumnezeu? Vrei să fii un student al Evangheliei? Vrei să citești acest cuvânt ca să-L cunoști pe Dumnezeu, să te învețe ceva? Pentru că fiecare carte te învață ceva. Această carte, Biblia, te învață cum să trăiești viața pe pământ după voia lui Dumnezeu. Această carte, Biblia, te învață dragostea lui Dumnezeu. Când citești acest cuvânt, vei descoperi cât de mare este Dumnezeu. Vei descoperi harul lui Dumnezeu și dragostea Lui față de omenire. Dar, într-adevăr, poate nu vei reuși de unul singur să o citești, va fi prea greu. De asta este bine să mergi la o adunare. Acolo unde cineva poate să-și citească din cuvântul lui Dumnezeu, să te învețe ce este scris. Astăzi mărturisesc că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dovedit acest lucru. Bunicul meu a fost în al doilea război mondial. A supraviețuit datorită credinței pe care a avut-o în cuvântul lui Dumnezeu, care este scris în Cartea Psalmilor, capitolul 91, versetul 7. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Bunicul meu a supraviețuit al doilea război mondial datorită faptului că și-a pus încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu astăzi îți vei pune încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, vei merge departe. Fără Dumnezeu nu vei putea merge nicăieri. Fără Dumnezeu planurile tale nu vor reuși. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Nu știu câți dintre voi ați avut bunici și v-au povestit dacă au fost în război ce au trăit. Știi ce trăiește acolo în timpul războiului? Inamicul înaintea ta cu arma întinsă spre tine și tu cu arma întinsă spre el. Care moare primul? Celălalt supraviețuiește. Așa este în război. Dacă tu nu omori primul, te omoară el. Bunicul meu și-a pus încrederea în Dumnezeu și a spus, am văzut oameni în jurul meu cum cădeau ciuruiți de gloanțe și mureau, dar de mine nu s-a atins, pentru că am crezut ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a dat această Biblie să o citesc, dar n-am citit-o.
M-am făcut că citesc cât era de față cu mine, dar n-am citit. A venit ziua în care Dumnezeu a avut milă de mine și m-a salvat. A venit ziua în care am cumpărat o Biblie, pentru că atunci când am primit pe gratis, am aruncat-o. Dar am zis, îmi pare rău că am aruncat Biblia, vreau să cumpăr una. Și am cumpărat o Biblie și ziua de astăzi, Biblia este în mâna mea. În 2007 am început să citesc Biblia. În 2007 am început drumul cu Iisus și astăzi, 2021, încă sunt pe drum cu Iisus. Slăvit să fie Domnul, haleluia! Slăvit să fie El! Am deschis această Biblie și am citit la Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetul 20. Spunea Domnul Iisus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. M-am dus la o biserică în Londra, am fost invitat de un bătrân, frate în Hristos, și m-a întrebat, pentru ce vrei să te rogi? Vreau să-L văd pe Iisus. De ce? Pentru că așa este scris în Biblie, că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este acolo. Aceasta a fost cerința mea. Vreau să-L văd pe Iisus. Frate și soră, dragul meu, eu când am citit cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, am vrut să văd cu ochii mei dacă este adevărat sau nu. Și cerința mea a fost, vreau să-L văd pe Iisus. Toată lumea s-a mirat. Cum să-L vezi tu pe Iisus? El este la dreapta lui Dumnezeu. Dar știi ce spune Iisus ucenicilor Săi? Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea. Dar voi mă veți vedea pentru că voi trăiți, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Iisus a făcut o promisiune ucenicilor Săi. Eu voi pleca la Tatăl, lumea nu o să mă mai vadă, dar voi mă veți vedea. Pentru că sunt cu voi în toate zilele viacului acestuia. Eu am vrut să-L văd pe Iisus. Și în ultimul minut ne rugam mână cu mână în cerc. L-am văzut pe Iisus. Stătea în mijlocul nostru și se uita la mine și mă cuprindea cu dragostea Lui. Și L-am văzut a doua oară. M-a vizitat la o părăseală, unde eram în Londra, am stat la o părăseală atunci, m-a vizitat Iisus și m-a întărit. Vedeți, dumneavoastră, după ce eu m-am pocăit, Duhul Sfânt mi-a zis, du-te și cere-ți iertare de la acel om căruia i-ai greșit. Așa mi-a zis Duhul Sfânt. Dar mi-a fost frică să mă duc. Pentru că fratele lui a vrut să mă omoare. A venit Iisus, m-a vizitat și mi-a spus, Marius, du-te, eu sunt cu tine. Prin credință. Nu mai țin minte în ce an, 2011 probabil. Sau 2009, 2010. Prin credință din Anglia, am venit în România, m-am dus la mine în oraș, de unde sunt eu, și am intrat în casa acestui om. Și am zis, a venit să-mi cer iertare, nu să-ți aduc banii pentru că nu am. Omul m-a iertat. Și parcă un jug a fost luat de pe umărul meu. Am simțit pacea lui Dumnezeu peste mine. Dar totuși, nu m-am întâlnit cu fratele lui. M-a rugat Domnului ca să-l mântuiască, să-l salveze. Și după un an de zile,
Am vorbit cu fratele lui și mi-a zis că vrea să se boteze. Iisus l-a salvat. Vedeți cât de adevărată este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu? Biblia spune că dacă Dumnezeu își găsește plăcere în căile omului, îi face și pe dușmanii lui să fie în pace cu el. Eu cred că fiecare dintre voi aveți dușmani. Dar Dumnezeu spune, dacă eu îmi găsesc plăcere în căile voastre, voi face pe dușmanii voștri să fie în pace cu voi. Pentru că Dumnezeu este creatorul tău și al meu. Dumnezeu este creatorul fiecărei inimi. El poate să vindece, El poate să mântuiască, El poate să schimbe destine. Așa de frumoasă este viața cu Iisus. Sunt cel mai fericit om. M-am născut ca eu să-L glorific pe Dumnezeu. M-am născut ca eu să aduc slavă și glorie numele Său. Dar vreau să spun că Satana a vrut să mă distrugă. Satana a vrut ca eu să termin cu viața pe acest pământ. Dar Dumnezeu a spus nu. Marius va trăi și mă va glorifica. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este mare. Astăzi Dumnezeu poate să te libereze. Știți ce face Satana? Satana vrea să te încerce. Biblia spune că a fost un om al lui Dumnezeu, îl chema Iov. Și el se prezenta înaintea lui Dumnezeu atunci când fiii lui Dumnezeu vineau în prezența lui Dumnezeu. Și îl întreba pe Satana, unde ai fost? Știi ce a spus Satana? Am cutreierat pământul. L-ai văzut pe servul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ drept care să se teamă de mine. Și Satana a vrut să-l schimbe pe Dumnezeu. Dar lasă-mă numai să mă ating de proprietățile lui. Lasă-mă numai să distrug proprietățile lui. Să distrug slujitorii lui, copiii lui. Și ai să vezi că Job te va blestema. Diavolul a vrut să demonstreze la Dumnezeu că nu este așa cum zice el. Și Dumnezeu i-a spus lui Satan, ți-l dau mâinile tale. Fă ce vrei cu el, numai de sufletul lui să nu te atingi. Diavolul a venit pe pământ și a trimis îngerii lui și Biblia spune că a distrus proprietățile lui Job, a omorât pe slujitorii lui și pe prietenii fiilor lui. Și atunci când a văzut Job, a auzit această știre, proprietățile lui au fost distruse, slujitorii lui au fost omorâți, Job s-a plecat la pământ, s-a dezbrăcat gol și a spus, gol am venit, gol mă duc. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Și astfel Job nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Nu a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți în ziua de astăzi, poate și tu aici, ai vorbit de rău pe Dumnezeu, l-ai blestemat, ai înjurat. Asta a vrut diavolul, ca tu să-l vorbești de rău pe Dumnezeu, să-l înjuri, să-l blestemi. Și iată, ți-a câștigat sufletul Satana. De asta a fost nevoie ca Iisus să vină pe pământ, să nimicească lucrările diavolului. De asta a fost nevoie ca Iisus să vină pe pământ, ca să ne elibereze de sub puterea diavolului. Acesta a fost motivul pentru care Iisus a venit pe pământ, ca să salveze suflete, să ne răscumpere de sub puterea diavolului. Astăzi, frate și soră, prieten drag, domnilor și doamnelor, astăzi vreau să vă spun că Iisus vă poate salva, vă poate răscumpăra, vă poate elibera. Diavolul n-are loc în viața ta.
dacă tu spui, pleacă de lângă mine, Satano, Iisuse, vino în familia mea. Iisuse, vino în viața mea. Dumnezeu așteaptă, dar Dumnezeu nu cheamă pe nimeni cu forța. Spune, stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Iisus bate la inima ta. Dacă tu îi deschizi ușa și spui, Doamne Iisuse, vino în viața mea, te primesc. Iisus va rămâne cu tine. Iisus îți va dărui biruință. Iisus Hristos te va binecuvânta, te va elibera, te va vindeca. Eu sunt o mărturie vie. Iisus m-a eliberat de sub influența drogurilor, de sub influența țigărilor, m-a eliberat. El mi-a dorit un viitor și o speranță. El mi-a dorit pace. Aceeași Biblie o citim în orice biserică te duci. Fie că la ortodoxi, fie că la catolici, la orice biserică te duci, este aceeași Biblie. Cineva zice, vreau să rămân în legea mea. Frate, rămâi cum vrei, dar te îndemn, citește Biblia ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Citește Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoști adevărul, pentru că adevărul te va elibera. A spus Domnul Iisus ucenicilor Săi, dacă rămâneți în cuvintele mele, veți fi cu adevărat ucenicii mei și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Vrei să cunoști adevărul? Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce a spus Dumnezeu lui Iosua? I-a spus, dacă vrei să prosperi, să ai succes oriunde mergi, meditează la legea mea. Gura ta să nu se depărteze de legea mea și vei prospera. Vei avea succes oriunde vei merge. De asta, dragă prietene, vreau să te încurajez să-ți petreci timpul, să citești Cuvântul lui Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu, pentru că Biblia spune, apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Dacă vrei ca Dumnezeu să se apropie de viața ta, trebuie tu să vii la El, primul. Pentru că Dumnezeu deja a făcut pasul. El a făcut primul pas. Spune că a trimis pe Iisus în această lume. A trimis pe Iisus în această lume. Deci Dumnezeu deja a făcut primul pas. Acum urmează tu și eu să facem al doilea pas. Și iată că vine ploaia. Dacă n-ar fi ploaie pe pământ, nu s-ar face legume, n-ar fi iarbă, ce am face? Am putea sta în deșert? Vine ploaia, am să le iau astea, să le duc mai încolo. Să vii să fie Domnul. Așa. Slăviți să fie Domnul! Pace. Nu este fericire mai mare pentru mine să trăiesc pentru Iisus. Nu este fericire mai mare să simt libertatea Lui peste mine. Atunci când tu ești un om liber, ești cel mai fericit om.
să fii liber. Plouă, nu plouă, Evanghelia trebuie vestită. Evanghelia are putere să mântuiască. De asta este important să citiți această Biblie. Pentru că sunt convins că aveți timp să citiți. O oră pe zi puteți să citiți această Biblie. Dacă e prea mult, o oră pe săptămână. Meditați la Cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu dorește să vă binecuvinteze. Dar El spune, alege binecuvântarea sau blestemul. Dumnezeu te iubește și ți-a dat libertatea să alegi. El nu forțează pe nimeni. Dumnezeu nu te forțează să-L iubești. Pentru că dacă te-ar forța, n-ar mai însemna dragoste. Dumnezeu îți dă libera alegere. Și spune așa: chem astăzi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege dar viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui. Deci tu ești cel care alege dintre binecuvântare și blestem, dintre viață și moarte. Și Dumnezeu te îndeamnă să-L alegi pe El, ca să-L iubești ascultând de glasul Lui, ca să trăiești. Întrebarea mea este: asculți tu de Dumnezeu? Cine este stăpânitorul tău? Cine este conducătorul vieții tale? Citind Cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit că Iisus a avut o conversație cu niște oameni, cu niște farisei. Și Biblia spune că conducătorul acestor oameni era diavolul. Conducătorul acestor oameni era diavolul. De ce? Pentru că ei erau mincinoși și ei urmăreau să ucidă, judecau și căutau să ucidă pe cei care păcătuiau. Vedeți, dumneavoastră, în Vechiul Testament, când citești înaintea de venirea Domnului Iisus pe pământ, în trup, cei care încălcau legea erau persecutați, aveau un preț de plătit. Cei care comiteau curvie sau adulter erau omorâți cu pietre. Ceea ce se întâmplă în ziua de azi în anumite țări, în țările astea musulmanice. Dar vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu ne iubește și a trimis pe Iisus pe pământ ca să fie mielul de ispășire pentru păcatele noastre. El a venit
ca să plătească pentru prețul păcatelor noastre. Spune profetul Isaia, o prorocie chiar înainte de venirea Mântuitorului, spunea că Iisus era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am luat în seamă. Dar El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem vindecați. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. A trimis pe Iisus Hristos ca prin rănile Lui să fim vindecați, pentru ca durerile noastre să le ia asupra Lui. Tu nu trebuie să mergi în iad din cauza păcatelor, nu trebuie să suferi o veșnicie în focul iadului. Iisus a luat durerea ta cu El pe cruce. Tu astăzi poți să fii eliberat, să fii mântuit. Astăzi tu poți să alegi viața. Iisus este Cel care dă viață. El este Cel care e dătător de viață. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 10, versetul 10, iată ce spune Domnul Iisus. Oțul nu vine decât să fure și să omoare și să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Iisus a venit ca să-ți dea viață și să o ai din belșug. Vrei să ai viață? Vină la Iisus. Vrei să fii iertat de păcatele tale? Invită-L pe Iisus în inima ta. Invită-L pe Iisus să fie conducătorul vieții tale. Roagă-L pe Iisus să te ierte și te va ierta cu siguranță. Te va ierta. Pentru că El a luat păcatele tale pe cruce și prin rănile Lui tu astăzi vei fi vindecat. Vei fi mântuit. Slăviți să fie Domnul!
vaccinez cu sângele Domnului. Ești pocăit? Da? Domnul să te binecuvinteze. Oare să-l lăs aici sau să-l duc acolo? Nu, îl duc acolo. Cine? Nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Sunt mai nou pe aici. Slăviți să fie Domnul! Vine ploaia, trece și viața e trecătoare pe pământ. Viața pe pământ e plină de necazuri. Iisus Hristos, El însuși a avut necazuri, a suferit și a știut lucrul acesta. Iisus a fost un om care a trăit perfect pe pământ, fără păcat, și El a știut că va suferi, a știut că va fi bajocorit, a știut că va fi crucificat, dar nu s-a dat bătut, a mers înainte și a biruit răul. Tu ce ai face dacă ai ști cum vei muri? Ce ai face dacă tu ai ști că tu în 3 zile vei avea accident cu mașina și vei muri desfigurat? Ai mai conduce mașină? Nu, n-ai mai conduce, pentru că nu vrei să mori. Ăsta e adevărul. De ce oamenii și-au pus măști? Alții s-au vaccinat. Pentru că nu vor să moară, vor să trăiască. Și atunci, vedeți, fraților, Iisus a știut că va plăti prețul păcatului omenirii. El a știut că va fi crucificat. Și vreau să vă spun că Iisus a rugat Tatălui din ceruri. A fost nevoie să se roage ca să poată merge înainte. A fost nevoie să se roage. Tu te rogi la Dumnezeu ca să-ți dea putere să treci peste probleme. Sau nu te rogi, n-ai timp, n-ai chef. Biblia spune că atunci când Iisus s-a rugat la Tatăl, a zis: Tată, ia paharul acesta de lângă mine. Oarecum i s-a părut greu să poarte această cruce. I s-a părut greu în conștiința lui ca să fie crucificat. Și s-a rugat Tatălui ca să ia paharul acesta, să nu-l bea. Dar totuși s-a schimbat și a zis: Totuși, Tată, voia Ta să se facă, nu a mea. Și Biblia spune că a venit un înger și l-a atins și l-a întărit pe Iisus. A luat crucea și a plecat la Golgota, acolo unde l-au crucificat. Știi de ce? El a purtat nelegiuirile noastre. Ca prin rănile lui, tu și eu să fim vindecați. A purtat această cruce
ca să nimicească pe cel care are puterea morții, pe diavolul. Apostolul Pavel confirmă lucrul acesta și spune către evrei, dacă ai citit cartea lui Evrei, capitolul 2, versetul 9, îl vedem pe Iisus pentru că suferea moartea, ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Ca acela pentru care sunt toate lucrurile, care voia să aducă pe mulți la glorie. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să elibereze pe toți aceia care prin frica morții erau supuși sclaviei toată viața lor. Prin faptul că El însuși a suferit fiind ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ați văzut? Iisus poate veni în ajutorul tău dacă ești ispitit. Satana a venit să ispitească. Dar Biblia totuși confirmă că omul este ispitit din cauza poftelor lui. Poftele tale te ispitesc. Pofta curviei, omul are pofte, dorințe. Și ajunge omul să fie ispitit de poftele lui însuși. Sunt unii oameni care răpesc femei pentru că nu se pot răbda să nu facă răul acela, să-i ispitiți de pofta lor. O prinde noaptea pe undeva și o răpește. Acum poliția trebuie să-l caute pe omul acela că a făcut-o rău. De asta ai nevoie de Iisus Hristos, ca să poate să vină în ajutorul tău, să-ți dea putere să rabzi ispita. Omul este ispitit. Ai o poftă. Vrei să fumezi. Te duci și dai banul. Când cumperi pachetul de țigări, acolo scrie: fumatul ucide. Cancer. A, nu cred eu așa ceva. Lasă să mă satisfac eu, să fumez, să mă simt bine. Și când ajunge omul să aibă cancer, îl judecă pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, de ce am cancer? Ai văzut? Tot ceea ce face omul se luptă cu Dumnezeu. Nu te mai lupta cu Dumnezeu. S-a luptat El pentru tine. Iisus Hristos s-a luptat pentru tine la cruce. Astăzi, prin Iisus Hristos, vei avea biruință. Astăzi, prin Iisus Hristos, vei fi iertat. Dumnezeu te iartă nu pentru că ești un om bun sau că meriți. Nu meriți nimic. Biblia spune că toți oamenii de pe pământ sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Biblia spune că moartea și cei din locuința morților vor fi aruncați în iazul cu foc, în iad, în ziua judecății. Dar Iisus vrea să te scape de acel iad. Iisus vrea să-ți dea viață veșnică. Pentru aceasta a venit Iisus pe pământ, ca să mântuiască, să salveze. Astăzi Domnul Iisus vrea să te ajute. Vrea să vină ajutorul tău. Nu știu ce poftă ai, de ce anume ești ispitit. Dar Iisus astăzi vrea să te libereze. Mulți sunt ispitiți din cauza banilor, dragostea de bani. A fost cineva în Germania, îi dădea 5.000 de lire și omora pe oricine. Dumnezeu s-a atins de viața lui și el și-a văzut drumul spre iad. Acest criminal s-a pocăit. Vestul, Dumnezeu te lasă, te privește, faci ce vrei cu viața ta. Dar vine și momentul când Dumnezeu spune stop. Până aici ți-a fost. De aici intervin eu.
Ce mai faci tu după aia? Când intervine Dumnezeu. Mi-aduc aminte, într-o seară cineva m-a urmărit, a vrut să mă omoare. A crezut că am bani. Și zice Duhul Sfânt, cineva te urmărește, vrea să te omoare, așteaptă și spune-i, Dumnezeu te iubește. Și vine criminalul, vine prin spate. Și când a venit criminalul acesta, eu l-am așteptat. Și i-am spus, Dumnezeu te iubește. Omul s-a scuturat. De unde știi? Iisus Hristos a murit pe cruce. Atât de mult Dumnezeu te iubește. Omul acesta mi-a zis să-i predic Evanghelia. I-am predicat Evanghelia, omul s-a pocăit. Aleluia! Dumnezeu te iubește așa cum ești. Ceea ce Dumnezeu urăște, păcatele pe care le facem. De asta Iisus Hristos a venit, ca să plătească prețul păcatului meu și al tău. De asta Iisus Hristos a murit pe cruce, pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de tine, față de mine. Iar astăzi tu vei fi iertat de păcatele tale. Astăzi Dumnezeu te iartă dacă tu te pocăiești. Astăzi Dumnezeu îți va dori viață dacă vei veni la Iisus. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Astăzi ai ocazia să fii mântuit. Astăzi ai ocazia să te împaci cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu nu te forțează. Spune Domnul, sta la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra. Întrebarea este, vrei să-i deschizi ușa lui Iisus sau nu vrei? Dacă vrei lucrul acesta, El te așteaptă. Iisus te așteaptă. Doamne, te vreau pe Tine. Nu mai vreau să trăiesc în păcat. Vreau să fiu eliberat. Vreau să am liniște și pace. Vreau să mă asigur că voi fi un om mântuit. Iisus este Cel care te mântuie. Iisus este Cel care îți dorește pacea. Vino la El și vei fi iertat. Vino la Iisus și vei fi mântuit. Crezi lucrul acesta? Vrei astăzi ca tu să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor? Da? Vrei astăzi ca tu să primești iertare? Cum vă numiți? Paraschiva. Cum vă numiți? Paraschiva. Paraschiva. Ce religie sunteți? Ortodoxă. Ortodoxă. Credeți că Iisus Hristos a murit pentru păcatele dumneavoastră? Da. Cunoașteți cele 10 porunci? Nu știu, dar nu le țin minte. Am 71, dar și mă uit. Îl știu, îmi place să le arăt, dar nu. Citim împreună Scriptura. Exodus, capitolul 20. Bună ziua! Bună ziua! Din la secția 1, colegul meu s-a luat 2000. Haideți mai aproape. Aveți oarecum o autorizație? Da. Mă rog, frumos. Aici așa. Sigur. Mai puțin. Exodul, capitolul 20. Spune așa. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara sclaviei, din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Întrebarea este, îl cunoașteți pe Dumnezeu? Mie mi s-a arătat într-o noapte, înainte de a veni Iisus. Mie mi s-a arătat Dumnezeu în casă. Wow. Ne credeți? Da, vă cred. I-am spus la părintele nostru, a murit Iisus și i-a dat. Ajutăm, părinte, la pe care Iisus vă spune că nu, nu putem vedea pe Dumnezeu. Mai putem întrerupe puțin. Un act de identitate, ne puteți prezenta, dacă vă rog.
Da, spuneți. Și mi s-a arătat Dumnezeu așa chestia, nu în carne și oasă. Și m-am bucurat de nou, azi Dumnezeu mă iubește. Amin, amin. Acum, întrebarea este, l-ați primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor? Nu, mai puțin. O zi bună. Întrebarea este, l-ați primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor? Da, din tot sufletul, da. V-ați botezat? Nu. M-am botezat. Prima dată trebuie mărturisirea păcatelor? Iar după aia veniți la botez în apă, să fiți botezată. Cineva spune, am fost botezat când a fost copil. Ăla nu e un botez după planul lui Dumnezeu. Da, știm, da, știți obiceiurile astea. Da. Vreau să continui ceva, ca să citim. Exodus 20. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Așa spune aici. Știți ce înseamnă aia? Să nu iubești pe nimeni. Vă dau un exemplu. Da. Dumnezeu spune să nu furi. Da. Tu când furi, deja ai un alt Dumnezeu. Da. Diavolul e hoț. Da. Da. Dumnezeu spune să nu minți. Tu când minți, deja ai un alt Dumnezeu. Da. Satana este un mincinos. Știu. Este tatăl minciunii. Știu. Și de asta este important să ne cercetăm, să vedem dacă cu adevărat Dumnezeul este Dumnezeul nostru, dacă El cu adevărat ne conduce. Da, pentru că omul zice, păi cred în Dumnezeu și merge și fură și merge și minte. Da. Ei, asta, faptele lui arată că Dumnezeu nu e Dumnezeul lui. Trebuie să muncim, știu că trebuie să ne câștigăm pâinea cu sudoare, nu să fug. Nu-i viață, nu-i frumos să da. Fug, să minți, să foarte frumos. Iar apoi spune, să nu iei în deșert numele Domnului. Ați luat vreodată numele Domnului în deșert? E bine atunci. Spune, adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a... Da? Acum oamenii lucrează și duminica. Da, lucrează, da. Nu-i mai interesează de ziua de odihnă. Da? Nu mai respect față de Dumnezeu. Apoi spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care Domnul Dumnezeu tău ți-o dă. Dar cine mai are? Să cinstești pe părinți. Da, cine mai are, dar de mică. Să nu ucizi, să nu comiți adulter. Știi ce înseamnă adulter? Da. Ce înseamnă adulter? Să nu comiți adulter. Înseamnă, dacă ești femeie măritată, să nu mergi cu alt bărbat. Sau bărbatul, dacă e însurat cu o femeie, să nu meargă cu altă femeie. Sau să te sparzi de bărbat, să te măriți cu altul. Aia înseamnă adulter. Da. Să nu furi. Să nu aduci o mărturie mincinoasă împotriva propriului tău. Da. A adus vreodată o mărturie mincinoasă împotriva propriului. Asta e. Când ai copii, ai 4 copii, îi dai la unul, te întreabă la aia, ai dat? Eu spun că nu, dar i-am dat. Și vedeți că așa e. Da. Trebuie să mai ascultăm, să mai facem un pic de dreptate, da. Să descoperi automat. Deci, mărturisiți că ați încălcat poruncile lui Dumnezeu. Da. Știi ce spune Biblia? Biblia spune că... Cred că nu există om să nu fi călcat poruncile. Adevărat, uite, spune la Eclesiastru. Eu vă zic, că nu există om, pentru că Satan... Eclesiastru, capitolul 7, versetul 20. Satan are putere foarte mare. Uite ce spune aici. Eclesiastru, capitolul 7, versetul 20. Desigur, pe pământ nu este niciun om atât de drept încât să facă numai binele și să nu păcătuiască. Da. Ați văzut? Deci... Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Da, asta e. Plata păcatului este moartea. Dar vestea bună este, Iisus a venit să ne dea viață. Da. Și de asta noi primim viața și mântuirea prin Iisus Hristos. Nu este de ajuns. Cred, dar nu vreau să-L urmez. Dacă crezi în Iisus și eu o hotărâre, vreau să-L urmez pe Iisus. Să-ți aduci aminte. Biblia a spus să nu-ți faci chip cioplit. Știi ce înseamnă aia? Știi ce înseamnă? Un chip cioplit. Adică eu cioplesc o piatră
Și fac o imagine. Da, da. De exemplu, eu mor și cineva îmi face o imagine. Și ăsta e Marius. Da. Dumnezeu a spus să nu faci așa ceva. Și noi dacă facem, ce înseamnă? Înseamnă că păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Da. Și atunci trebuie să ne pocăim. Eu știu, am vrut să mă pocăiesc de mult, dar copiii mei, mama, de ce nu te pocăiești când ai comită? Păi atunci cum că nu știam de așa ceva? Nu știam de așa ceva, dacă am crescut într-o casă cu 5 frați, ortodox, nu știu, acum zice că vrea să știu. Da. Am să mă rog cu dumneavoastră o rugăciune. Acum Dumnezeu vă dă o șansă. Am ceva în sută care... Ce anume? Am frică. Am frică bolnavă. A, stai așa să scriu aici. Numai puțin. Să-mi iau. Ea spune că e bolnavă. Și-a făcut analize tot. I-a căzut păr din cap. Din patru locuri nu are păr în cap. Care cum o cheamă? Mihaela, da? Și mai cum? De ea, Mihaela. Mihaela, de unde sunteți? Eu sunt din Avahida. Mihaela Deac. Are, are cancer? Nu se știe. De da, unde are cancer. Îl spune, aud că a spus că eu am blestemat. Cum să-mi blestem copiii? În viața mea n-am da, are cancer. Am să mă rog pentru ea. Are cancer? Da. Putem să, să tot... Ce vreau să vă spun? Cum te cheamă pe dumneata? Paraschiva. Paraschiva. De unde este dumneavoastră care face? Ea e cea mai mare pită. S-a tot prins că doare burta, doare burta, doare burta. S-a tot prins că... No, ea nu a băut, nu, dar de cum mai dumneavoastră. Acum, asta mi-a... Eu am să, mă, am să mă rog pentru fica dumneavoastră, Mihaela Deac. Da. Ca Dumnezeu să o vindece. Vă rog mult. Dar întrebarea mea este... Vrei de astăzi înainte să mergi cu Iisus pe un drum? Eu, mare, dar... Vrei să-ți dorești viața în mâinile lui Iisus? Eu, da, dar da? Nu pot pocăi asta. Bine, și dacă facem nu... o rugăciune. Da. Facem o rugăciune și aș dori să vă rugați după mine. Închideți ochii și ne rugăm, da? Sfinte Tată, cred că mă iubești. Cred că a trimis pe Iisus în această lume, să moară pentru păcatele mele, și a întregii lumi. Astăzi, mă prezint înaintea ta, ca o păcătoasă. Doamne Iisuse, te rog, ai milă de mine. Nu vreau să merg în iad când voi muri. Vreau să vin în rai. Atunci când voi muri. Eu astăzi te primesc. Eu astăzi te primesc. Ca Domn și Mântuitor. Ca Domn și Mântuitor. Te rog, vino în inima mea. Te rog, vino în inima mea. Să fii păstorul meu. Să fii păstorul meu. Conducătorul vieții mele. Conducătorul vieții mele. De astăzi? De astăzi. Tu ești Dumnezeul meu. Ești Dumnezeul meu. Amin. Aleluia. Doamna Paraschiva. Biblia spune în felul următor. Atunci când Iisus a făcut ucenici și a trimis în lume să vestească Evanghelia. Mi s-a ușurat în inima. Sigur că vi s-a ușurat. Spune în felul următor. Vedeți cum cu oamenii. Vedeți, nu vin, nu vin oamenii să asculte. Nu vin, că nu iubesc cu pocăiță. Uitați ce spune aici. Nu știu, de ce trebuie să fim așa. Pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. A suflat peste ei și le-a zis, primiți Duhul Sfânt. Celor cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Celor cărora le veți ține, vor fi ținute. Eu mărturisesc astăzi că păcatele tale sunt iertate. Dumnezeu din ceruri astăzi te-a iertat de păcatele tale. Doamna Paraschiva. Biblia iară spune că toți cei care l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. De astăzi Dumnezeu ți-a dat dreptul să devii o fiică de Dumnezeu. Aleluia! Biblia spune că îngerii sărbătoresc în ceruri pentru un singur om care se pocăiește. Da.
Este sărbătoare în ceruri. Da, știu. Am să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să se glorifice în viața ta, să lucreze în viața ta, să-ți dorească pacea, fața Lui să lumineze peste tine, amin? Doamne, Dumnezeule Tată, mă rog pentru Paraschiva, mă rog, Doamne, pentru această femeie care Tu astăzi ai iertat-o și ai acceptat-o ca fiind fiica Ta. Mă rog, Doamne, ca Tu să o botezi cu Duhul Tău ce Sfânt. Mă rog, Doamne, ca Tu să intervii în viața ei. Tu, Doamne, Dumnezeule Tată, să o umpli cu putere cu Duhul Tău ce Sfânt. Mă rog pentru fiica ei. Mă rog, Doamne, pentru Mihaela, ca Tu să o vindeci, Doamne. Să o vindeci. Să o vindeci, Doamne Iisuse. Întinde-ți mâna Ta peste ea și vindecă-o, Doamne. Îndepărtează orice duh de boală din trupul ei. Aleluia. Raba așa ca la mandere. Le ca la mrașandara. Le ca la brașatara. Le brasarabă o sacata. În numele Lui Iisus Hristos, fie ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Său ce Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos, fii mântuită din mijlocul acestei generații păcătoase. Aleluia! În numele Lui Iisus Hristos, declar biruință. Aleluia! În numele Lui Iisus Hristos, fie ca Dumnezeu să lumineze fața Lui peste tine, Paraschivă. Fie ca El să te însoțească, să te lumineze și să te transforme din glorie în glorie, prin Duhul Lui ce Sfânt. Fie ca Dumnezeu să te conducă pe drumul acesta, pe acest pământ, să-ți dea putere să rabzi orice ispită. Să-ți dea putere, aleluia, în numele Lui Iisus Hristos, aleluia. Poruncesc orice duh rău să se îndepărteze în numele Lui Iisus Hristos, aleluia. Male brasataraba, robo și cataraba, în numele Lui Iisus Hristos, aleluia. Fie liberat în numele Lui Iisus Hristos, orice durere, orice durere să se îndepărteze în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret. Haleluia! Haleluia! Labra șataraba, în numele Lui Iisus Hristos declar biruință, declar victorie în numele Lui Iisus Hristos. Haleluia! Amin! Amin? Da, să trece și pe ginere. Mi-a spus fiica mea că asta noapte 1-2 kg de sânge a trecut. Cum îl cheamă? Septimiu. Septimiu. E soțul ei, da? Și a lucrează la armată. Azi. Și dintr-o dată a dat sânge, mi-a arătat cu filmat pe haine, pe jos. Asta ce puțin 3 kg. Bun, acum ne rugăm sânge pentru Mihaela și pentru Septimiu. Da. Sfinte Tată, mă rog pentru Mihaela Deac, mă rog, Doamne, ca Tu să o vindeci, atinge-te, Sfinte Tată, de viața ei, de trupul ei, Doamne. Îndepărtează, Doamne, orice duh, îndepărtează orice boală, Sfinte Tată, în numele Lui Iisus Hristos. Tu ești Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu mare, Tu ai putere, Doamne, să vindeci. Și astăzi, te rog, Iisuse Hristoase, atinge-te, Doamne, de Mihaela, mă rog pentru Septimiu, mă rog, Doamne, pentru ginerele surorii Paraschiva, mă rog, Doamne, pentru acest om, Tu să te atingi de el, să-l întărești, să vindeci, să vindeci, Doamne, trupul lui, să dai putere, Sfinte Tată, în numele Lui Iisus Hristos. Haleluia! Amin! Amin! Am să mă rog și în seara asta pentru ei, ca Dumnezeu să se atingă de sufletele lor. Amin? Aleluia! Ce mare e Dumnezeu! Dumnezeu vindecă și astăzi. Două suflete și-au dorit viața lui Iisus. Două suflete au venit la Iisus. Aleluia! Oamenii au probleme și oamenii au nevoie de Dumnezeu. Au nevoie de vindecare. Au nevoie de putere. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească, să vă dea putere,
să biruiți ispita. Mă rog ca Dumnezeu să toarne Duhul Său ce sfânt peste voi. Clujul acesta este un loc minunat, oameni minunați, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Clujul și pe cei care sunt la conducerea acestui municipiu, pentru primarul care mi-a oferit această autorizație. Oricum, autorizația este din mâna lui Dumnezeu, dar Dumnezeu totuși lucrează prin oameni și trebuie să ne supunem autorităților, pentru că așa spune Biblia. Autoritățile au fost impuse de Dumnezeu și cei care se răzvrătesc împotriva autorităților se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că venirea mea a avut un folos. N-a venit degeaba până la voi în Cluj. Mă bucur că sunt aici și că Evanghelia este vestită. Mă bucur că Dumnezeu a deschis această poartă. Dumnezeu să binecuvinteze pe primarul acestui municipiu, Emil Boc. Dumnezeu să binecuvinteze poliția, jandarmeria, pentru că Biblia ne învață să ne rugăm pentru cei de la conducere. Biblia ne învață să ne rugăm pentru președinte, pentru parlamentar, pentru cei de la guvern, să nu mai judecăm, să nu mai ne împotrivim, să ne rugăm ca să trăim în pace. Rugăciunea este cheia prin care se poate face o schimbare. Dumnezeu să binecuvinteze pe domnul Bogdan Cudușan la primăria municipiului Cluj. Și în primul rând mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze voi cei care sunteți aici, Dumnezeu să vă mântuiască, Dumnezeu să vă dorească pace, Dumnezeu să vă poarte de grijă. V-a purtat și până acum și sunt convins că de azi înainte Dumnezeu va face și mai mult în viețile voastre, dar trebuie și voi să vă apropiați de Dumnezeu, să vă rugați, să-L căutați, să mergeți la o adunare, acolo unde oamenii se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Și mă rog ca Dumnezeu să vă desăvârșească în credință, în fapte bune, în dragoste, să aveți dragoste unii față de alții. El să vă întărească, să vă dea putere, să vă facă neclintiți. Pentru că știm cu toții că diavolul este vrăjmașul sufletului nostru. Diavolul dă târcoale ca un leu și vrea să înghită, să nimicească. De asta apostolii ne îndeamnă să veghem, să veghem și să ne rugăm ca să nu dăm șansă diavolului. Eu vă invit să vă rugați în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară să vă rugați lui Dumnezeu ca El să vă dea biruință. Fiți treji, vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dumnezeu să vă ajute să vă rugați, să citiți Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute să vă schimbați gândurile, să nu mai judecați, să nu mai condamnați și să vorbiți de bine. Să vă rugați pentru cei care păcătuiesc, să vă rugați pentru cei care fac răul, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să se atingă de viețile lor, să-i schimbe. Dacă Dumnezeu
a reușit și a putut, a vrut să schimbe viața mea. Diavolul m-a dorit și m-a vrut în iad, dar Dumnezeu a spus nu. Dacă eu, care am făcut atâtea lucruri pe acest pământ, atâtea păcate, Dumnezeu pe mine m-a schimbat, pe mine m-a iertat, vreau să spun că și pe tine te iartă. Și pe tine Dumnezeu te schimbă. Dar trebuie să îl cauți cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, să-l cauți pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, îl vei găsi. Fără Iisus Hristos nu vei avea nicio șansă să te apropii de Dumnezeu. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl decât Fiul. Ca tu să te apropii de Dumnezeu, trebuie să vii la Iisus. El este calea și adevărul. Biblia spune că păcatele noastre au pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dar Iisus a venit să nimicească acest zid de despărțire. Iisus a venit să ne aducă la Dumnezeu. A venit să ne conecteze cu Dumnezeu. De asta avem nevoie de Iisus în fiecare zi. Fără El nu este speranță, nu este niciun viitor. Dumnezeu ți-a dat această libertate să alegi între binecuvântare și blestem, între viață și moarte. Și Dumnezeu spune: alege viața ca să trăiești, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui. Iată porunca care Dumnezeu a dat-o ucenicilor atunci când Iisus s-a rugat pe munte și ucenicii erau pe lângă El. A venit o voce din cerul și a spus: acesta este Fiul meu, de El să ascultați. Deci noi, datoria noastră ca creștini, este să ascultăm de Iisus Hristos. Ascultând de El, vom fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să asculți și de diavolul și de Dumnezeu. Trebuie să alegi un singur stăpân. Alege-L pe Dumnezeu. Dacă L-ai ales pe Dumnezeu, înseamnă că L-ai ales pe Iisus. Au venit la Iisus niște oameni și au spus: noi credem în Dumnezeu. Știi ce le-a răspuns Iisus? Dacă voi ați crede în Dumnezeu, m-ați iubi, căci El m-a trimis. Dacă tu crezi în Dumnezeu astăzi, înseamnă că tu iubești pe Iisus. Pentru că Dumnezeu L-a trimis pe Iisus în această lume ca să ne mântuiască. Nu este niciun alt nume dat sub cer, pe pământ, niciunui altui om în care să fim mântuiți. Doar în numele lui Iisus Hristos este mântuire, salvare. Fără Iisus nu vei reuși. Am reușit pentru că am zis da lui Iisus. Am reușit pentru că am luat o hotărâre. Iisuse, te vreau în viața mea, vreau să trăiesc pentru tine. Am fost dus în rătăcire pentru mulți ani, dar Iisus a venit să-mi dea viață, speranță, un viitor. Și îi mulțumesc Domnului pentru toată bunătatea Lui. Îi mulțumesc lui Iisus Hristos că a murit pe cruce pentru păcatele mele și ale tale. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să aibă milă. Vrei să te pocăiești astăzi? Vrei să-i spui da lui Iisus? Ai vrea? Ce religie ești? Pentecostal. Pentecostal? Înseamnă că tu ai făcut legământ cu Domnul. Când a fost asta? 14 ani. Și ai mai căzut? Am căzut. Te-ai îndepărtat? Nu mai ești cu El? Cum te cheamă? Lacatus Corinucean. Cum? Lacatus Corinucean. Lucian. Da.
Vrei de astăzi înainte să... cu adevărat să-ți dorești inima lui Iisus? Aș dori să spun, dar nu știu. De ce? Nu știu. Am o reținere, nu știu. Aș dori să fiu, că familia mea pocăită toată. Ai o ispită de care nu poți să scapi? Ce anume? Soția. Soția, am un copil. Și nu, că nu. Aș putea, nu aș putea. Adică, te-ai citit Biblia? Nu știu să citesc. Am înțeles. Nu înțeles. Am înțeles. Este foarte important să te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ca tu să poți merge pe această cale a pocăinței, tu ai nevoie de cuvânt. Așa cum trupul are nevoie de apă și de pâine să hrănească, așa și sufletul tău, duhul tău are nevoie de cuvânt. Fără cuvânt nu poți. Deci asta e problema. Am să mă rog pentru tine, Lucian. Dar vreau să te întreb. Îți dorești viață veșnică? Da. M-am săturat în păcatele astea, nu mai știu ce să fac. Bine. Vreau să spun că astăzi Dumnezeu te iartă. Dar aș vrea să te rogi cu mine o rugăciune. Da. Vrei? Da. Închide ochii și ne rugăm. Sfinte Tată, cred că mă iubești. Cred că mă iubești. Cred că ai trimis pe Iisus în această lume. Cred că ai trimis pe Iisus pe această lume. Să moară pentru păcatele mele. Să moară pentru păcatele mele. Și a întregii lume. Și a întregii lume. Astăzi vin înaintea ta. Vin astăzi înaintea ta. Ca un păcătos. Ca un păcătos. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Știu că am făcut un legământ cu tine. Știu că am făcut un legământ cu tine. Și am căzut. Și am căzut. Dar cred că tu încă mă iubești. Eu cred că, Doamne, tu mă iubești. Încă mai mă iubești. Te rog, iartă-mă. Te rog, Doamne, iartă-mă. Ajută-mă să te urmez. Ajută-mă să te urmez. Scapă-mă. Scapă-mă, Doamne. Dă-mi biruință asupra oricărei ispite. Dă-mi, Doamne, biruință pe orice ispite, Doamne. Vreau ca tu să fii. Vreau ca tu să fii. Conducătorul sufletului meu. Conducătorul sufletului meu. Astăzi te primesc. Astăzi, în inima mea. În inima mea. Ca tu să fii Domnul meu. Ca tu să fii Domnul meu. Păstorul meu. Păstorul meu. Amin. 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 Lucian, Biblia spune în felul următor. Că Iisus a dat autoritate slujitorilor săi. Da. Cei care vestesc Evanghelia. El a spus în felul următor: așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Da. Eu cred că Iisus m-a trimis astăzi aici pentru tine. Amin, cred că Biblia spune în felul următor. Iisus le-a zis: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. A suflat peste ei și le-a zis: primiți Duhul Sfânt. Celor cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și celor cărora le veți ține, vor fi ținute. Eu astăzi vreau să te iert. Ca și Dumnezeu să te ierte. Haleluia! Această autoritate mi-a dat-o mie Domnul. Te cred, Dumnezeu, pentru toată lumea. Mărturisesc că astăzi păcatele tale sunt iertate. Sunt curățate în sângele lui Iisus Hristos. Amin. Haleluia! Aș dori să fiu. Astăzi păcatele tale sunt șterse. Sângele lui Iisus te curăță. Haleluia. Amin. Haleluia. Haleluia. Lucian, da. Nu-ți mai aduce aminte ce a fost în trecut. Pentru că Dumnezeu va face lucruri noi în viața ta. Amin. Să fie. Da. M-am săturat în păcatul. Haleluia. Și eu m-am săturat de multe vreme. Mă bucur că ai zis că te-ai săturat. Asta a așteptat Dumnezeu de la tine, să te saturi odată de păcat. Haleluia. Mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt și acest cuvânt să-l citești. Și am să mă rog și pentru familia ta. M-am uitat uleiul acasă, dar îl aduc mâine. O să vin și mâine pe aici, dacă vii te ung. Da? Sfinte Tată, mă rog pentru Lucian. De ce plânge Lucian?
Ce simți? Simt mult, Domnul. Prezența lui Dumnezeu, aleluia. Prezența lui Dumnezeu. Și eu am plâns, când am simțit prezența lui Dumnezeu, am plâns ca un copil. Să știi că Dumnezeu te iubește, Lucian. Între copii, Domnul. Aleluia. Știi ce spune Biblia? Dacă Domnul nu zidește o casă, ea se prăbușește. Mă rog ca Dumnezeu să fie cel care să zidească familia ta, casa ta. Aleluia. Știi ce spune Iisus? Uite ce spune Domnul Iisus. Ca tu să ai o casă zidită pe stâncă, trebuie să faci ce spune Domnul. De asta trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu ca să înveți cum să trăiești pentru Hristos pe acest pământ. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos demoni în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și le voi spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi cei ce lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Tu dacă tu faci voia Tatălui, ce scrie, da, adevăr, nu? Și încetezi să faci fără de lege, tu vei fi ca un om care zidește casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit și voaiele și au suflat vânturile și au lovit în casa aceea și nu s-a prăbușit pentru că ea era întemeiată pe stâncă. Ai văzut? Tu ai nevoie de cuvânt, Lucian, să citești cuvântul lui Dumnezeu ca să știi ce să faci. Ce să faci? Doamne, ce să fac? Cum să trăiesc? Să nu mai mint, să nu mai depun mărturii false, să nu mai judec pe alții, să nu mai vorbesc de rău pe alții. Deci tu trebuie să citești cuvântul, să înveți cum să trăiești pe pământ. Și atunci casa ta e zidită pe stâncă. Să-ți înveți copiii din cuvânt dimineața, le citești de cuvânt, seara le citești. Trebuie să ai părtășie cu frații, să mergi la adunare, Lucian. Să nu fii singur, că singur nu poți. Nu, fără Dumnezeu. Hai că am să mă rog pentru tine. Sfinte Tată, mă rog pentru Iulian ca Tu să-l botezi cu Duhul Tău ce sfânt. Mă rog, Doamne, ca Tu să-l întărești. Ai milă, bunule Tată, de Iulian, în numele lui Iisus Hristos. Aleluia. Malabrașandelevo. Lapracatarabașandelevo. Aleluia. 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 În numele lui Iisus Hristos. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie peste tine. Haleluia! Pe numele lui Iisus Hristos, fie ca sângele lui Iisus Hristos să te curățe de orice păcat. Sângele lui Iisus Hristos să-ți dea biruință. Să fie acoperit, mă rog, pentru familia ta. Doamne, ai milă de familia acestui om, ai milă de familia lui Iucean, Doamne. Botează cu Duhul Sfânt, Doamne, pe copiii lui, soția lui. Botează, Sfinte Tată, numele lui Iisus Hristos. Ai milă de ei, Tată. Protejează-i, Doamne. Ai milă, Sfinte Tată. Haleluia. Haleluia. Malabrașataraba. Lacatalabrașandaraba. În numele lui Iisus Hristos, declar victorie. Biruință. Amin. Tu vei fi un om biruitor. Haleluia. Vei fi un om biruitor. Vei învinge orice unentire satanică care e împotriva vieții tale. Tu vei învinge. Haleluia. Vei fi un biruitor. Haleluia. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, poruncesc oricărui duc rău, orice duc satanic să se îndepărteze din viața ta. În numele lui Iisus Hristos, aleluia, declar biruință în numele lui Iisus Hristos. Aleluia, orice lucrare satanică împotriva familiei tale, orice uneltire satanică împotriva familiei tale să fie distrusă. În numele lui Iisus Hristos, aleluia. Amin. Orice putere satanică să fie distrusă în numele lui Iisus Hristos. Haleluia. Fie ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să-ți durească pacea, să lumineze fața Lui peste tine. Amin. Amin. Mâine am să duc un de lemn. Bine? Da. Lucian, nu mai plânge. Dumnezeu te iubește. Amin? Amin. Să nu uiți să mergi la o biserică cu familie. Yes, Lord. I'm about to finish now. Voi termina acum. Dumnezeu să binecuvinteze Clujul. Dumnezeu să vă binecuvinteze de locuința Lui cerească.
să vă dorească pace. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Fiți binecuvântați. Amin. Și surori, mă bucur că n-am venit degeaba la Cluj. Trei suflete s-au pocăit și a dorit viața lui Iisus. Am văzut oameni plângând. Dumnezeu a lucrat în această zi. M-a rugat la Dumnezeu când eram în România și am zis: Doamne, dacă este în planul Tău să merg în Londra, binecuvintează-mă cu 500 de lire. Și Domnul m-a binecuvântat cu 500 de lire și am venit în România, în Cluj, de la Londra, de la Nottingham, mă scuzați, din Anglia. Dumnezeu lucrează și astăzi, face minuni. Pentru El toate lucrurile sunt cu putință. Atunci când noi suntem slabi, El este tare. Credeți-mă că am stat câteva zile și m-am descurajat și m-am gândit, mă, vreau să merg înapoi în Anglia. Ce fac eu aici? Pierd vremea. Dar uite că Domnul a lucrat. Am primit autorizație ca să predic Evanghelia. Am fost la jandarmerie, la poliție, ne-a ștampilat, ne-a autorizat. Ați văzut, a venit și poliția astăzi ca să mă întrebe de autorizație. Și le-am arătat autorizația, le-am dat buletinul ca să vadă că sunt eu persoana respectivă. Mi-au mulțumit și au plecat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi și Evanghelia este predicată. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-a făcut. Și să vă rugați pentru mine. Să nu uitați să mă țineți în rugăciune. Dacă mai este de lucru și în alte orașe, eu sunt dispus să vin. Cu câți bani mai am și eu, o să mai iau, eu știu, hoteluri pe undeva să stau, că pe mine nu mă cunosc frații în România, pe mine nu mă cunoaște nimeni în România, pentru că eu m-am pocăit în Londra, în Anglia. Dar Domnul mă cunoaște. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul acesta să vin, să vestesc Evanghelia, m-a binecuvântat financiar. Eu de când trăiesc pentru Iisus, eu vreau să spun că este păstorul meu, Iisus Hristos. El se îngrijește de nevoile mele. Nu dorim lipsă de nimic. De nimic. Slăvit să fie El. Mâine voi fi iarăși aici, în locul acesta, de la ora 2, după masa, până la 6 seara. Mâine va fi fratele Adrian Moldovianu, va fi și el aici. Voi merge după el la 5 dimineață la gară să-l aduc. Am luat o cameră la hotel cu două paturi și mă duc să le iau pe fratele și o să fie și el mâine aici la predică. Slăvit să fie numele Domnului. Așa mă bucur că am văzut că într-adevăr Dumnezeu lucrează. Fiți binecuvântați și Domnul să lucreze la viețile voastre, să vă ajute. Amin. Pace. Sigur, puteți, sigur. Numai să pun asta aici. Da. Că e bună. Ce rugăminte aveți? Sunteți cumva între baptist, sâmbătar, penticostal? Am fost botezat la o biserică penticostală de engleză în Anglia, în Londra. Da. Și acum tot penticostală sunteți. Penticostal înseamnă... această denumire devine de la ziua cinzecimii, când au primit oamenii Duhul Sfânt. Da. Pentecostal înseamnă un om cu Duhul Sfânt, un om născut din nou. Știu, da. Am fost foarte de multe ori la ei, la Speranța, dacă știi, în Cluj. Nu cunosc aici, stimate doamnă, nu cunosc lumea pe aici. Eu sunt
nu cunosc acum, frații pe aici, nu-i cunosc. Și ați venit aici. Pentru vestirea Evangheliei, da. Am auzit și am avut o întâlnire la un birou, dar n-a venit persoana, avocatul. Și m-am întors, zic, Doamne, da, să vă găsesc aici. Wow. L-am găsit. Eu sunt tot din satul Gheorghen, de lângă Cluj, dar am sosit de 6 zile din Germania. Acolo am lucrat cu o firmă și păcat că acum până intră mie banii, în 20 intră banii, că așa lucră firma o lună și în 20... Aveți nevoie de bani? Eu aș avea nevoie să cer împrumut, dacă se poate, da. Că s-a luat casa și eu foarte de mult am dat anunțul și acum am sosit în țară. Dar cât vă trebuie? Să găsească, eu nu știu cât puteți oferi. Că nu știu cât vă trebuie. N-am, știți, pentru ce vă trebuie bani? Locuința luată, efectiv, abuziv, și în 20 intră banii, că contractul am lăsat la avocat. Da. Acum în 20, luna asta? Luna asta și mai este până în 20. Și eu am venit din Anglia prin credință. Și n-am acoperiș deasupra capului. N-aveți? Nu am. Acum la un birou sunt și m-aș caza undeva la o pensiune, dacă m-ați putea ajuta și vă dau înapoi banii. Deci am fost de multe ori la penticostar, dar din cauza că am lucrat la ortodoxi și bunica trebuia îngrijită... Dar ce faceți la Cluj? Cunoașteți pe cineva pe aici? Eu, din păcate, nu am, că sunt singurică. Da. Am divorțat și sunt singurică. Singurică am muncit. Și cum am sosit cu mașina personală de la firmă, că te duce și te aduce, știți, asta plătește firma și banii intră numai în 20. Efectiv, o noapte am fost cazată la hotel, atâta am primit adun, da, de la familia asta care ne-am, da, și scrie aici. Numai puțin să strâng astea, că vine, da, ploaia, da, să le strâng și vorbim. Doamne ferește, nu e nicio problemă. Undeva la margină, să nu... Bine. Cu ce să vă ajut, să strângeți? Țineți un pic aici, să, da, nu cadă sigur, jos. Sigur. Asta, da.